Hai să deschidem seiful și hai să vedem unde ne pune aici, le ducem la domnul Vici. La sigur e, nu? Care l-a dat Vlăvenia. Da, care l-a dat Vlăvenia. Ar fi super. Ar fi super să fie așa. Aveți și mici de handbal, de volei, de basket, de zece din fiecare. Să vă țineți serios de sport, dacă vreți. Să vă țineți de sport. Dar mi-aș dori ca măcar unul dintre voi cumva să ajungă la Rapid. Convocarea aici a sonat pe aici. Aici era, da. Și hop, a venit un vărd al meu și ia uite pe băi. Ești convocat la Național. Ionele, ia uite ce scrie aici. Da, foarte tare. Ești convocat la Național. Haide mă, băieți, mă, ce uite, am venit cu toată gașca. Toată gașca ați venit neaja, da, da, foarte bine. Am adus aici ce la... Ce faceți, băieți, ce să faceți? La copii ăștia, am adus mici și de toate. Da, le-a adus, le-a adus, le-a adus, le-a adus, le-a în poarta asta am apărat primul 11 metri la copii, când eram și elev aici. Nu singurul, că, nu singurul, că mai, mai ții minte de câte ori m-ai pupat. Deci aici a luat primul gol după care s-a obișnuit. Da, da, da. Mi-a dat seama, ăla-i postul lui. Da, mamă. Uite, sunt în poarta copilăriei. Ne aflăm în Vlădeni, o comună din județul Ialomița, care poate unora nu le spune mare lucru, dar este comuna care a dat Rapidului doi dintre cei mai mari portari din istorie. Este vorba de Rică Răducanu și Ion Manu. Din păcate, Rică, probleme medicale, nu a putut să vină, sunt locurile natale. În schimb, Ion Manu ne-a făcut un tur al comunei și am văzut cu toți de unde a plecat până a ajuns în Giulești. Înainte de a vorbi cu Manu, să vorbim și cu domnul primar al comunei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că de aici au plecat către sportul de performanță Rică Răducanu și Ion Manu? Pentru noi este o mare onoare, pentru că localitatea Vlădeni din județul Ialomița a putut să dea doi mari sportivi. Ne-am bucurat în continuare să mai fie și alți copii să ajungă la palmaresul dumnealor. Pentru mine, o mare onoare. Copiii pe care îi aveți acum fac pas către sport? Se simte că își doresc să facă mișcare sportivă, să iasă un pic din această epocă a calculatorului și a tehnologiei? Încercăm cu mare drag să-i atragem, să investim în sport și totodată, dacă o să le placă, cu siguranță o să ajungă și pe urmele dumnealor. Manolo, te-ai întors acasă. Ce înseamnă pentru tine revederea cu oamenii printre care ai crescut și cu cei care vin din urmă? Sper că n-ai văzut și lacrima care a curs un pic așa, da. Am zis că e de la ploaie. Nu, 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 nu. E un sentiment aparte pentru mine. De asta am și vrut să vă aduc aici pe terenul acesta, pe maidanul ăsta de unde aici se juca fotbal. Plonjon. Nu, aici am făcut primul plonjon, aici v-am explicat la poarta asta, am apărat și primul penalti când eram copil, până în clasa 8-a, că după aia a trebuit să vin, să iau tramvaiul, cu ți-am mai povestit, să vin, să ajung la Rapid. Niște sentimente superbe pentru mine.
Mă bucur că am reușit prin această acțiune să ajutăm copiii din comuna mea natală prin aducerea acelor mingi, acelor tricouri și sper că, având și cu ce să lucreze acum copiii, să tindă spre performanță. Da, acesta a fost un eveniment, acțiune, în primul rând de imagine pentru Rapid, dar din punctul tău de vedere, care te-ai și luptat pentru treaba asta, chiar Rapid a ajutat această comună și copiii. Da, sigur că da, și țin să mulțumesc pe această cale Fotbal Club Rapid, care, după cum se vede, reprezentată și de tine și de mine. Aici țin să mulțumesc Clubului Sportiv Rapid, care e reprezentat aici de Mugur Bolohan. Țin să mulțumesc personal și domnului Bogdan Colea, pentru că și el a dat o mână de ajutor. Da, sunt oameni care au ajutat această acțiune. Deci, important este că și sper că am făcut acești copii ai comunei fericiți vis-a-vis de faptul că au cu ce să se antreneze. Vorbeam înainte să ajungem aici că pe vremea ta, pentru copiii din zonele rurale, sportul era, și mai ales fotbalul, alternativa de a ajunge ceva în viață dincolo de carte. Da, de a ajunge oarecum celebri, de a câștiga niște bani. Crezi că în zilele noastre se mențin lucrurile la fel? Ar fi bine să se mențină, pentru că în perioada mea, după cum știm foarte bine, nu erau atâtea calculatoare, nu erau de fapt deloc. Și singura plăcere după ce se termina școala era să ne întâlnim chiar și în curtea școlii în timpul pauzelor și aici pe teren să jucăm o miuță, cum se spunea atunci. Numele Rapidului, vă mulțumim și dumneavoastră pentru ospitalitate. Și personal simt că ne vom întoarce aici pentru un meci demonstrativ. Chiar o să facem demersuri pentru un meci demonstrativ de Old Boy. Oricând sunteți așteptați cu drag și porțile sunt deschise. Porțile ni se deschid. Da, suntem peste tot acasă. Suntem peste tot acasă.